Ce ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minimă ca durată și intensitate sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Introducerea uniformelor școlare înseamnă disciplină, curățenie și decență. Nu mai vine fiecare cum vrea ca să facă parada modei și să complexeze copiii fără posibilități. Și eu sunt pentru uniforme. E? Da. Că mai nou elevele astea umblă pe străzi cu niște fustițe de li se vede capacitatea. Și cum mai vrea, dragă, să umble? Cu poalele până în pământ? Și să se roage la domnul director să le primească fără matricolă? Băi, nu mai suntem în comunism. Hai să ne trezim. Știi ce? Eu nu am fost comunistă. Și mai lasă-mă cu lozincile astea. Decența nu are nicio treabă cu regimul politic. Doar cu educația. Pe care voi, generațiile astea smart, nu o prea mai accesați. Pentru că nu-i pe aplicație. Emma, terminați, că nu sunteți generații foarte diferite. Nici măcar temperamente. Până la urmă, amândouă aveți dreptate. Noi trebuie să găsim o soluție de mijloc. Uniforme frumoase, rezistente și ieftine. Și lungi. Asta e utopie. Nici chinezii n-au așa ceva. Foarte bine. Hai, până la urmă, să inventăm noi. Că prea ne-am obișnuit să luăm totul de-a gata de la alții. Vă salut, dragilor. Orlande, te-ai angajat? Unde? Păi, după cum arăți, la circ sau la zoo? Ce ești? Clown sau papagal? Sau ai cumul de funcții? Eva și Voda, baba și mitraliera. Bă, tu mă faci babă cumva? Nu, doar că ești praf în materie de modă. Păi nu trebuie să fiu, mă, Coco Chanel să recunosc o sorcovă mergătoare. Sorcova asta este un celebru outfit creat de un la fel de celebru creator de modă de la noi pentru o casă din străinătate. Mă rog, tu habar n-ai nici ce înseamnă fashion, nici outfit, dar am să-ți desenez într-o bună zi ca să înțelegi și tu. Și pentru ce casă lucrează, mă? Casa grozei sau cascadorii râsului? Păi dacă sunt de râs, atunci explică-mi și mie ce e greșit la ținuta aceasta. Tot! Tu nu vezi că arăți de parcă ești ultimul supraviețuitor al exploziei de la fabrica de vopseluri? De la Milano, deșteaptă. De la Milano. De la... Hop? De la... Hopa! Păi ce ai făcut, stilist-o? Te-a muțit Mârlanu? Scuzați, domnule președinte, n-avea cum să priceapă tehnic vorbind, că e doar o țărancuță aterizată de greșeală aici, la oraș. De unde stil vestimentar la ea? Că să vedeți mai acum e îmbrăcată săraca. Zici că e un țipăt, un râgnet al modei, un râgnet de durere. Uitați-vă, dați-mi voie să comentez un pic ținuta dumneei. Acest galben de tip crapă dinții, cu pantalonii cu genunchii în spate, dar nu-i posibil, nici la struz n-am văzut așa ceva, cu călcâile alea nerâncăite, cu ciobul. Îl omor, îl omor, ține-mă, Doamne, că l-o omor! În concluzie, este varză. Pupăză, tu lași să-ți jignească femeile din staff ca ultimul Mârlan? Sau de fapt... ca primul? Emma, stai, dragă, că nu se referea la tine. El se referea la ținuta ta. Și să știi că a argumentat destul de logic. Bravo, Mârlan!
Vă mulțumesc, domnule președinte. De la un stilist am învățat. Și acum vreau să vă cer permisiunea ca împreună cu dumnealui să ne ocupăm un pic de stilul vestimentar al Emei. Nu de alta, dar reprezintă imaginea instituției și n-aș vrea să o facă de râs sau să se facă ea însuși de râs. Lasă-l, a zis! Poartă-te civilizat! Ți-am spus că nu mai vreau violență! Vreau maniere! Cum să am maniere cu murlanul ăsta? Ha? Cum a făcut țărancă? Îți vine să crezi el, tocmai el, un nei ca nimeni! Și ți se pare că e vreun botezatul? Noi nu știm nici măcar dacă e botezat! La ce nume de cretină are, sigur n-a văzut Cristelița! Dar ar fi de cursuri de modă! Nu mai exagerezi, ai făcut din nou? Bom. Nu eu am făcut! Așa s-a dezvoltat mârlanul, pe scara evoluției patrupede. Ma, încetează cu jignirile, că dacă își dă drumul și mârlanul... Stați liniștit, domnule președinte, eu am stil, nu-mi dau niciodată drum așa cu una, cu două. Țin mult, doar mă știți, mai ales cu femeile în vârstă, că le respect. Stai, să te potolești, tema, dacă nu te potolești, dacă nu te calmezi, să știi că eu chem pasa. Băi, ca să credeți din partea mitocanului! Și mai pune un fier de călcat pe ridurile alea după gât, că zici că ai trei șarpe la gât. Fată, am un pont bombă pentru tine. E ofertă la piftie? Nu, mârlanul are un prieten designer vestimentar și ăla îi creează pe bani puțin orice, că sunt prieteni de șpriț. Asta ar fi șansa voastră să vă alegeți cu niște haine mișto pentru cocktailurile la care asigurați paza președintelui. Și ție ce ți iese la afacerea asta? Că nu ești modelul buna samariteancă. Grațielo, sunt purtătorul de cuvânt al președintelui, adică imaginea. E interesul meu ca toată echipa să arate bine, că altfel tot ce construiesc eu demolați voi. Și hainele lui Chiorete și Matescu sunt praf. Chiar arată ca de la demolări. Da, aici ai dreptate, dar hainele sunt după chipul și asemănarea manichinuiților care le poartă. Ai înțeles? Nu știu de unde, dar a răsuflat în presă că vreți să reintroduceți uniformele școlare. Și evident, trompetele opoziției s-au inflamat că e o combinație pentru comision. Că au descoperit ei că vreți să le faceți cu firma lui Negureanu și Negureanu are o firmă de confecții și ele vor fi făcute contra unei comision de milioane, evident. Deci avem cârtițe și în administrație. Păi dacă ați vrut tunel, e normal să apară și cârtițele. Daria, ție ți se pare că am chef de glume? De asta e așa. Dacă ei au scris că facem uniformele la firma păpușarului, clar nu le mai putem face acolo. Că doar nu ne băgăm ca proști în gura lupului. Deci, să mă sune să facem afacerea. Da? Oh, să trăiască alesul poporului. Ce mai faceți? Merge țara? Merge? Merge, săraca. Dacă nu-i trage nimeni frâna... Ce să o tragă, domnul președinte, că acolo are super șofer. Nu mai pune nimeni mâna pe volan. Și în altă ordine de idei, vă mulțumesc că v-ați gândit la noi cu uniformele școlare. Dar nu trebuia să spuneți asta și în presă. Dar n-am zis eu. Păi ce, mă crede în sinucigaș? S-a aflat, pur și simplu, că sunt cam multe urechi pe lângă mine. Și oricum nu înțeleg care e problema. Parcă regula numărul 1 era... Câinii latră, caravana prezidențială trece. Mă bucur că rețineți și folosiți regulamentul, doar că în caravana aia vizitiu nu trebuie să-și dea jos izmenele și să le arate fundul lătrăilor, că omul discret nu dă socoteală. Bănuiesc că asta este regula numărul 8. Bănuiesc corect. Și mai bănuiesc că în condițiile de față nu se mai pune problema să facem uniformele prin firma voastră. Acum nu mai bănuiți corect. Tot noi o să le facem, doar că nu prin firma aia descoperită de presă, că oricum o băgam în insolvență. Prin alta nouă. Deja am demarat actele, căci vorba aia nu pot ziariștii să facă atâtea anchete câte firme putem face noi. Asta este regula numărul 9? Nu, e o glumă adevărată. Succesuri!
Da. Trebuie să anulăm proiectul cu uniformele. Nu vreau să intre producția pe mâna mafioților. Dar întrebarea e cum? E nevoie de o campanie de presă masivă împotriva ideii de uniformă. Nu doar câteva articole răzlețe care să acuze că e afacere clientelară. Păi de unde campanie masivă? Că 3/4 din presă e în mâna lui Varan, adică Alianței. Și dacă pune la tot Mediavax-ul să scrie pro-uniforme, gata, s-a terminat. Dar dacă vorbim cu Antonia, ziarista pe care ați eliberat-o din Burundi, că e super virală. Ce-a făcut? S-a îmbolnăvit? A luat asiatică din aia? Păi și crezi că ajunge ea la păpușarul ca să-i o dea și să-l... Șeful e virală pe net, adică are peste 1 milion de urmăritori. Deci poate declanșa lejer un val online anti-uniforme. Trebuie doar să-i o cereți, că doar vă e datoare, e salva viața. Ah, chiar că... Ești genial! Da, scuze, am uitat că ești alergică. Nu sunt alergică, sunt doar profesionistă la serviciu. Ah. Păi, și când termin programul? Peste 4 ani. Sau mai mult. Ai tu inimă să refuzi 2 gagici? N-am. Care gagici? Mărlane, noi suntem. Bă, tu în loc să zici mersi, că ai pe ce să pui și tu creațiile omului ăla. Suntem singurele bunăciuni din anturajul tău. Tu... Ia zi, ne face ăla și nouă o ținută. Hai că dacă se aude că îmbracă staful prezidențial, gata, nu o să mai fie în disgrație. Îl scoți din foame. Back in business o să fii. Mă rog, și cam ce v-ați dori? Eu aș vrea... Varvaro pe rând, da? Și oricum tu nu trebuie să fii prea îmbrăcată, că ești la vârsta la care toți vor să te dezbrace. Și tu ești la vârsta la care nu prea mai contează ce pui pe tine, ci ce ciorbe știi să faci. Auzi, practic, ia de ziua de ciorba ta, da? Alo, liniște, vă rog, că dacă aude stilistul cum vă certați, nu mai pune mâna să facă nimic pentru voi, că pentru țațe nu creează, că țațele n-au stil, deci nu merită deranjul. Da, zică, mor, n-are cum! Gura! O să-i povestesc eu cam cum arătați și las pe el să-și imagineze cam cu ce v-ar îmbrăca. Hai, dați-mi măsurile ca să le țin minte să-i le zic. 90, 70, 100. 90, 60. Și minus 18. Hai, bine, și acum Valea, că să-l sun pe maestru să-i dau comandă. Hai, duceți-vă, liber. Să vină-mi, pa, să nu care cumva să uiți. Cât a zis aia? 180, 98 și 98 în talie, nu la... 100. Eu vă mulțumesc, domnule președinte. Ei, vedeți dumneavoastră, atunci am trecut printr-o experiență traumatizantă. Da. Știți cum este să stai efectiv cu pușca la cap? Nu. Nu și tocmai de aia trebuie să ne întâlnim o dată ca să îmi povestești cu lux de amănunte. Desigur, cu cea mai mare plăcere, că doar sunteți salvatorul meu. Trebuie să mă revanșez cumva. Ah. Păi știu eu cum. De fapt, fii atentă despre ce este vorba. Presa statului paralel a aruncat pe piață niște minciuni ordinare, cum că eu aș pregăti schimbarea uniformelor școlare ca să căpușez producția printr-o firmă prietenă. Și am nevoie de tine ca să mă ajut să demonstrez că de fapt eu nu produc nimic. Păi și cum să fac asta? Că nu putem arăta ce nu faceți. Dacă făceați, era mai simplu, că o imagine face cât 1000 de cuvinte. Hai că ești și deșteaptă. Păi atunci, hai să fac. Adică schimbați uniformele? Nu mă, Antonia. Poți să zic așa, da? Da, normal. Așa. Adică doar când suntem doar noi doi, da? Da, corect. Așa. Tonița. Tonița, că mă inspiri ca și cum... Uite cum facem. Da. Le întindem o capcană ziariștilor mânjiți de statul paralel. Tu o să dai știrea pe surse că firma Căpușă a obținut contractul
ca să facă o prezentare a noilor uniforme la reședința președintelui. Și când hienele vor da năvală, țeapă! Nu vor descoperi nimic. Da, 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 și o să vin și eu ca să nu se prindă că e fake news. Normal, de-abia te aștept. Adică de-abia aștept să văd ce fețe o să facă hienele alea. Cât de... Uite, și ca să mă revanșez, că mă ajuți... Domnul președinte, dar nu trebuie să vă revanșați. Ați făcut-o cu vârf și îndesat atunci când m-ați eliberat. Aia a fost o formalitate. Am făcut-o pentru țară, pentru că țara nu-și permite să piardă o fată așa ca tine. Adică un cetățean model, un... Antonița. Măi, Antonia, da. Eu vreau ca tu să fii corespondentul meu exclusiv. Adică aveți atâta încredere în mine? Doamne, dar nici nu știu cum să vă mulțumesc. Antonia, să nu ne vadă cineva că s-ar putea interpreta. Corect, îmi cer mii de scuze. Da, nu trebuie să-ți ceri, adică e bine că ți-ai cerut scuze ca să nu se interpreteze. Protestez vehement împotriva abuzului care se desfășoară în acest moment. Vreau să fie consemnat în proces verbal că nu fac dragoste cu forța. Clar. Măi, tată, l-au perpetucești. Nu te violează nimeni. Nici dacă ai fi ultimul bărbat de pe pământul ăsta, n-aș face-o cu tine. Și la cum te comporți, sigur ești. Deci, fii atent. Te-am chemat aici că vreau să facem un business împreună. Hai, lasă-mă, și așa se face business-ul. Adus cu japca, cu mandat? Păi cum voie, mă, să te aduc? Că fugi de mine de parcă aș fi moartea. Așa nasolul-i moartea? De-aia nu privește Iliescu în casă. Mârlane, nu abuza de nervii mei, că abuzei și eu de fața ta, înțelegi? Deci, te rog să vorbești cu prietenul al tău, creatorul, să ne facă și nouă niște țoale mai festive, așa, mai elegante, pentru că atunci când ieșim cu președintele la cocktailuri, să arătăm și noi mai bine. Păi de ce l-ai să așa de la început? Să face! Dar cine le plătește? Cum cine? Administrația prezidențială! Că uniformele trebuie să asigurate de locul de muncă. Așa da, că dacă le plăteați voi, nu mă băgam, că am văzut ce chitre sunteți cu față îmbrăcat la nuntă. Ia, zi măsurile ca să notez pe ceva. Băi, nu se vede? 90, 60, 90. Mai pune câte un zero la fiecare. Nu vreau pentru mine deocamdată, speriatule. Începem cu Chiorete și Mateescu. Că ăștia doi sunt două catastrofe vestimentare. Unul se îmbracă ca un țăran și unul se îmbracă ca un aurolac. Asta e? Obișnuința a devenit o a doua lor natură. N-ai ce să le faci. Gata, domnule, om te fac. Am primit comenzi chiar și de la polițiști. S-a emancipat Avladiu, borțoane cu stil. Da, ați trimit mesaj cu toată comanda, dar nu uita să nu sardă 2000 de euro că vreau să-mi bag și o comision. Păi, administrația prezidențială e cam chitroasă la bani, că seamănă cu șeful ei, de. Hai, ață nac, sau cum se zice la voi, pe asfalt uscat. Drum bun, ape liniștite. Hai, te pup, ha, pa. Ah, I'm in business. Ha! Stai, dragă, stai așa, ce ai, că nu vreau să-ți fac nimic. Ba, din contră, am venit să-mi cer scuze că te-am jignit. Ai venit? Mm-hmm. Ai nebunit lupul. Ăsta, Ema, Cucu. Ai venit tu să-mi ceri mie scuze. Exact. Că mi-am dat seama că ai avut dreptate cu tot ce ai zis și tu chiar te pricepi puțin de la modă. Dar nu... Nu, eu, prietenul meu, designerul, eu doar am răspândit vestea, o să răspând acum. Ce mai contează, Mârlane? Important e că mi-ai deschis ochii și vreau să te cinstesc. Păi, dacă vrei să mă cinstești, fapte, nenică, nu vorbe. Fapte, Mârlane, fapte. Stai, mă, stai că nu-ți fac nimic, te cinstesc. A, da, da. Mă, am crezut. Ia să vedem dacă e pe gustul tău, ia. E, păi, cu uite. Și? Mm? Ia zi,
Ah. Cum te-ai cunoscut cu maestru? Cu care maestru? Eram într-o zi pe Magheru, ieșisem de la firmă, mă uitasem hainele acolo, eram chilos pe, la matineu. M-a văzut așa mai prost îmbrăcat și mai pun. Și mi-a făcut un set complet, chiloți și clăpari și căciulă. Mm-hmm. Hai, bebe! Așa, Mărlane, că mai e un pic și gata. Acumezi de n-o să facă față, tu mă, așa, pultoară. Păi, zic să mai facă și spate atunci. Să mai... Serios, a? Acumezi inclusiv de la capul lui. Dacă nu crezi, uite aici. Uite aici, acumezi. Am și mă... Am și măsurile, am pe toate, am pe... Ai comenzi, a? Te aranjezi, o mârlane. Măi, Ilarie, ce să ne mai jucăm noi, mă? Ce nu ne-am mai jucat noi de mult? Bre, mi-ai luat vorba din gură. Bre, dacă știi de când mă țin să te întreb, bre, ce facem, bre, că nebunim în sete de pe chizeală. Ca prămută? Nu, nu avem muta. Vase ascunsele. Perfect. Dar te fui că am venit cu ideea. Ne numărăm. Din oceanul patru. Hei, trezirea ca vești bune. A prins tot lotul de pulpe la promoție și l-a mâncat pe tot vititica. Glume de țăran, flămând și prost ce ești. Diseară să fiți la pupăză să probați niște costume. Și să-mi pupați mânuța, că m-am gândit la voi și v-am făcut niște țoale de lux pentru recepțiile prezidențiale. Opa, aprobați gârcitul de pupăză, haină de lux pentru noi? Sigur a semnat? Da, pentru că l-am convins chiar eu că trebuie să arătăm frumos în orice împrejurare. Colega noastră dragă și bună! S-a gândit ca la noi! Stai! Da. Că e șef aici, că așa te-a fi vapăburit. Hai, da, zi, da. Bă, da, să ne facă și niște haine pentru alte împrejurări, uite, de pildă pentru nuntă. Costume de nuntă, că da. Sigur o să se însoară cineva din administrație. Și costume negre pentru mormântare. Că dacă participăm la o mormântare în costumele de nuntă, mă, o să se zvârcolească de râs mortul, spun. Ne facem de râs? Da. Și niște costume de schi, că da, sigur o să trebuiască să facem pârtie președintelui. Să facem slalom, să vadă că suntem pregătiți, că doar nu o să schiem în vermute. Ce normal! Ha, apropo de vermute, vreau și costum de baie, de schi, că sigur președintele nostru o să fie invitat la tot felul de recepții de-astea adânci. Adânci! Da. Iar mai venit cu tot felul de tâmpenii, da. Să ne repunești de cap. Ești dreapcă afară! Haide! Obraznicu! Obraznicu! Pleacă la aici! Haide! Rușie! Din Oceanul Pacific. Psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate sau scene de nuditate fără conotații sexuale.
pupă, să eu zic să te gândești serios dacă îl mai ții pe nesimțitul și pe tupeistul și pe porcul ăsta de Mârlanu consilier prezidențial. Dar ești ofticată rău, madame. Te afier Mârlanu cu analiza lui vestimentară. Au, știi ce? Lasă-l mă în pace. Că dacă nu-l ținem ocupat și lăsăm prostia liberă, e și mai rău. Face idioțenii și mai mari. De-alea care se lasă cu poliție, cu anchete, cu Doamne ferește, las. Atunci mută-l într-un domeniu care nu are legătură cu administrația prezidențială. Pupă, administrația trebuie să funcționeze perfect, ca o mașinărie germană. E, lasă că au început și nemții să mai dea rateuri. N-ai văzut scandalul ăla cu noxele de la autoturisme? Da, revenind la discuția noastră. Bă, până la urmă, nu pot să-l dau afară din echipă. Așa cum e, e prietenul nostru, de ani bune, asta e, ce să... asta e. Dar nu trebuie să-l dai tu afară. Fă-l pe el să renunțe. Dă-i să facă ceva greu, că poate se sperie. Tu nu știi că cel mai bun mod de a scăpa de un incompetent e să-l avansezi? Bună asta. Revenind. Mă, Emma, pentru el orice e greu. Da, bine, acum e călit, nu-l mai sperie nimic, ce să mai... Nu fii așa sigur. Eu, de exemplu, țin în cont că e mârlan și îngălat, l-aș trimite la un curs de bune maniere. Că dacă îl pune ea să-și înoade mâinile, nodul de la cravată, sau să meargă cu cărțile pe cap, el având alergie la cărți, își ia câmpii. Să știi că asta nu e ideea rea. Dar ce școală de bune maniere crezi că îl primește pe ăsta? Că într-o săptămână o transformă în școală de nebune maniere. Știu eu pe cineva. O doamnă stilată, de modă veche, care adoră provocările. Patroana de la restaurantul Miriștea, Coana... Chirița! O știu! Mamă, și el o să fie super încântat când o să audă de restaurant, adică de mâncare și de băutură moca. Este așa. Dar dacă nu e moca și trebuie să-i plătim noi notele de plată la restaurant. Dar știu cum facem. Îi spun să pună niște lanțuri din alea groase de parcare pe frigider. Ai auzit tu de vreun lanț care să-l țină departe pe Mârlanu de frigider? Da. Ai și tu dreptate. A, știu ce fac. Chem armata să le păzească. Că și așa nu face nimic. Auzi încă ceva. Când te plictisești de scaunul ăsta să mă anunți. Ești liberă. Fiți atenți. Ești atentă? Continuă, șef. Mulțumesc, Iorete. Tocmai am primit o informare referitoare la traficul de icre negre din Delta. Cică s-ar plasa la noi în București. Plasa e aia cu care se prind icrele, bre. La noi se vând. Cred că pe undeva s-a făcut o încurcătură prin comunicat. Iorete. O donați? S-ar plasa, adică s-ar distribui. S-ar vinde pe piața neagră. Exact cum am zis și eu. Normal că pe piața neagră se vând. Unde se vând icrele negre? În piața neagră. Unde se vând icrele roșii? În piața roșie, la Moscova. Greșit! În piața de legume, vre, că acolo e roșii. Aoleo, se vede că sunt singurul care face piața, da? Mă, dacă tot ești tu un piețar atât de priceput, ia zi, mă, cum îi prinde pe contrabandiști? Mamă, mă și văd în acolo. Pe contrabandiști? Păi... Dar de ce să-i prindem noi, vre? Că Delta, până la urmă, nu e la noi în jurisdicție. Să-i prindă cine trebuie să-i prindă. Și până la urmă, nici la icre nu ne pricepem, că nu suntem pești. Bă, la cum puți, n-ai zice. Hai și tir, Baleno, că singurul pește dintre noi tu ești, da? Bă, fără fost ce ești! Balena este mamifer, mă, că face pui vii. Nu e cazul tău, că tu doar bagi pui în tine, nu scoți niciunul. Apoi, ia uite, bă! Grațiela! 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 Treabă la lângă ea! Gata! Încetați-mă, vă comportați niște copii, bă! Încetați! Că avem treabă! Pe noi ne interesează afacerea, acțiunea cu icrele negre! Pe noi toți, Grația! Pentru că este o afacere de milioane! Că doar știți că primim procent din captură! Că e vorba de recompensă! Da! Mai du-te, bre, de aici cu vrăjeala matale! Că dacă ar fi așa, aia de la narcotice ar fi cu sacoșile pline! Mai lasă Netflix-ul ăla! Ce te crezi, narcos? A? Grațielo! Grațielo! Da! Drogurile au regim special! Special, da? Se distrug că omoară!
tigrele, nu! Nu! Că n-au voie să le distrugă, că le sar ecologiști din cap, că sunt ouă de pește, deci chestii vii! Vii! Mă, un om dacă dispare, iese Iureș! Mă, ce Iureș și ecologist? Păi și de unde știu ei dacă lipsesc? Făsele că după ce le capturăm, o să ne numere cineva ouăle. Cine? Păi, cine i-a numărat ouăle lui Năstase? Asta e numai idioțelile. Care vrei? Păi ce, nu-i numărat cineva ouăle lui Năstase? Putem reveni la subiect? Da, de-i reveni la subiect, Rațiela. Păi, atunci ziceți cum punem mâna pe igre. Cu mânuș, caput. Că el șade, unde șade când își poate. Oh, eu nici nu mă ating de scârboșenile alea, că de mâncat nici atât. Evident că nu le mâncăm, la. Că doar nu ne-am umflat burtihanele ca niște idioți cu găleți de bani. Că voi știți cât costă un kil de icre, mă? Negre, cât? Cel puțin 1000 de euro. Oh, mai dă-le kilul meu, bre, dar ce bre, aur? Mâine mă duc la obor să-mi cumpăr un acvariu. Nu merge, nu merge, că peștii care fac icre negre trăiesc în apă curgătoare, nu stătătoare. Stătătoare, da? Mai bine! Dă-i las să cadă cu dușul pornit. Nici într-un caz, păi și noi unde mai facem baie? Că eu apă cu ei nu ții într-un nenică. Dar ce mă, ți-e frică că-ți mănâncă râma? Ce cu? Da, nu, dacă ți-o mănâncă, care-i problema? Păi, bre, o să mai fac. Gata, chiar. Dacă ne dă 10-15 kg de icre de căciulă, da? Ne-am scos. Facem cel puțin un 15-20 de mii de euro. Măi, culiță! Păi și unele vindem, bre, că la noi toți ăștia care suntem, ne apropiem de 100 de kg. Unde le ține, unde le depozit? Bre, nu ne trebuie un spațiu mare. O icrerie. Știu eu! Nu putem să le vindem la restaurantele astea de fițe, că ăștia mănâncă orice scârboșenie. Nu merge. M-am gândit și eu, dar nu merge. Nu merge. Nu merge. Și de ce nu merge? De ce nu merge? Pentru că o să fie recompensă și nu ne dau aviz de însoțire a mărfii și certificat de garanție. Și fără asta, restaurantele nu le primesc. Nu le primesc. Trebuie să găsim niște clienți particulari. Păi asta mi-a sunat trap, bre. Și dacă sună ceiorete, nu răspundem! Nu răspundem! Că poliția nu face trafic! Niciodată! Că poliția nu face trafic! Nu. Că nu e interlopă! Că nu e interlopă! Hai! Începeți să căutați cumpărători! Gata! Ce faci, Chiorete? Ce faci, Chiorete? Frau, Chiorete, șeful! Că nu știi de unde răsare! Chiorete, Chiorete! Repede, Chiorete, că ouăle sunt perisabile! Peștele și mai și! Și când se întâlnesc două chestii perisabile, iese bombă biologică! Oh, no. Mă, mamă, ți... De ce mă scuip? Mărlane, m-am tot gândit la activitatea ta din administrație. Eu nu m-am gândit la nimic. Păi da, eu m-am gândit. Stai așa la activitatea din administrație. Vrei să mărești salariul? În sfârșit a dat Dumnezeu. Boierul tot, boier, mă. Aie. Și cu ocazia asta mi-l și dai ca să văd la ce se aplică mărirea. Mărlane, ca să-ți dau salariul, trebuie să fii angajat cu acte. Și nu poți să te angajezi dacă nu urmezi niște cursuri de bune maniere. Cine a zis? Uie. Și unde-i uie, nu-i tocmeală. Hai că ți-am găsit un profesor super stilat. Cine? Paleontologul, liceanul ăștia, mă pupă să nu mă pune pe mine față în față cu ăștia, mă fac de râs, mă. Mă fac de râs, dar ce știu de râs, de plâns, că fuge cultura și manierile de mine ca păduchii de gaz. Mărlane, până la urmă ai de ales. Ori urmezi cursul, ori nu mai lucrezi pentru mine, pentru că tu ai post de diplomat. Mă, ți se pare că am față de consul sau de vreun ambasador ceva? Sunt un amărât de chatist care răspunde la întrebările diasporei pe pagina de internet a președinției. Asta sunt. Exact. Și pentru asta trebuie să fii diplomat în răspunsuri, ca să nu jignești oamenii. Și diplomația se învață odată cu manierele. Da, mă rog acum, dacă nu vrei, nu te obligă nimeni. Renunți și gata, e simplu. Da, să rămân pe drumul, las că nu renunț, nu. Zi unde îți ține cursurile astea. La restaurantul Miriștea.
Păi de ce n-ai zis așa, bă, de la început? Dacă la restaurant merg, hai că mă duc să mă îmbrac, să mă fac elegant, să zic că profesorii, că-s bârlan, o să mă aranjez un pic. Aoleu, ia uite, eu mai prost. Păi dacă nu-i spuneam de restaurant, poate scăpam de el fără cheltuială. Ce faci, madame? Citești? Te pregătești să iei bacul? Eu cel puțin l-am luat, băi. N-aș prea-ș crede, că n-am auzit să fi scufundat vreun bac. Și dacă te documentezi cum să prinzi proseneți, vezi că ai greșit cărțulia. Te sprem degeaba, țărane, că tot nu ți-a ieșit gluma. Mai faci pe mine, țărane, că să-i bă, bă, icrele la nuntă sunt dovadă de baroseneală, zic eu. O să moară de poftică toți dușmanii. Că ai ajuns boss de boss să-mi dai răspunsul repede ca marfă care se dă ca pâinea caldă. Că e de-aia tartinabilă. Te salut. Grațielă, trebuie să vinzi, nu să produci. Șeful, fii atent, dacă reușim să scoatem pești din icrele alea, ne îmbogățim. Uite ce scrie aici, că peștii fac alte icre și tot așa, perpetuum mobile. Că așa se zice, șeful. Asta e denumirea latinească a peștelui, că m-am documentat și eu, bre, nu sunt chiar așa. Măi, documentatriștilor, n-ai cum să scoți pește din icrele alea, că sunt moarte. Ha! Ha? Cum, moarte, bre? Moarte, moarte? Adică... Noi o să vindem hoituri? O să vindem ce vând toate magazinele, Chiorete. Că ouăle de găină din magazine sunt tot ouă moarte. Sau tu când îți faci o omletă sau ouă ochiuri, îți iese și tu un puișor în tigaie. Mamă, cum ar fi asta să faci ouă ochiuri și să mănânci, de fapt, pui la ceaun? Am contat repede cumpărător, că dacă rămânem cu ele pe cap, ni se împut. Așa e, bre, că peștele de la cap să-mi pute. Și dacă intră putoarea în perez, nici cum mai scoatem. O să trebuiască să ne mutăm de acolo. Aoleu. Da, doamne, să se împute. Sarna! Oh, adumnata trebuie să fie cursantul trimis de doamna consilier Emma Cucu. Exact, mă. Mărlanu Ferdinand Întâiu, mademoazel. Oh. Două secunde. Scoate. Până trece epidemia, ne contaminăm cumva, înțelegeți? Ferdinand I-ul? Wow! Dar ce distonanță între nume și prezentare! E doamnă, că e distanță mare de până la dumneavoastră aici, e de mănânci o pâine. Dar ce zic eu, pâine? Mănânci două, trei pâini, o borcan de mici, unul de muștar, o pastramă, un musaca, orice, că eu nu-s pretențios, că mi-e o foame de nu știu cum aș lei drumul. Când mâncăm? Când am spus distonanță, m-am referit la diferență, da? Între prezentare și numele regal. Da, curat regal, că eu sunt și zodia leu, cu ascendent în tăuraș, că m-a dotat bunul Dumnezeu, drăguț de el, m-a dotat, ce să mai zic. Lauda de sine nu miroase bine. Ba, mie miroase super bine, că ați gătit ceva bolș de miel, că miroase acru cumva. A, nu, de la tine. Da. Mă rog, bienvenue. Amiriștea, un restaurant de très bonne qualité. Egalité, fraternité, vai ce foame mi-e să trece să mâncăm. Vom începe cu masa. Cu masa, s-o mut de aici, s-o... Auziți, de fapt aduceți tot ce aveți să punem pe masă, să dezgust eu câte un pic din toate, că așa e frumos civilizat, am auzit că să dezgust, nu să bagi retul ca porcul în toate crețe, toate mai să te faci de râs pe un te duci ca fomiștii. Greșești, doamnă? Nu greșești, nu? Eu greșesc. Eu greșesc pentru că îmi contaminez localul cu... Aveți păduchi, puni ceva să spuneți că eu plec, mă duc, nu aveți ce mai... Doamne, sunt oripilată. Mi-am dat seama că doar o doamnă ca dumneavoastră nu umbla neoripilată pe picioare, să arătați ca un mistres pe spinare, vorba aia mai știu eu, că... Igiena, cum spune neamțul, e treza important. Că vine mâncarea pe foame. Ferdinand, când am zis că ne ocupăm de masă,
m-am referit la mise en place. Preferam o fasolică cu ciolan, o ceva, o varză cu muștară, asta, dar, dar să știți că mănânc și mâncare ori ungurești, eu nu-s naționalist. Doamne, mon Dieu! Nu se poate. Mă confundați, nu mai spuneți mon Dieu, că știu ce înseamnă de la un neamț, că înseamnă Dumnezeule. Și mi-a mai zis unul odată, așa, eram pe malul cociocului, m-am crezut Dumnezeu și am vrut să traversez la cu apă și las mănânc, doamnă. Fai. Nautilus, pare-se. Specie pe care dispar. Să-l dracu că-i stricanul, vezi. Ziua vine, îl brinește icre. Ce icre, mă? De la pește. Știi, cu zanea de refrescu... Așa le zice acum, corect. Arată și-ai pe tine. Păi nu le am la mine, barosane, că nu stăm pit. Ți le trimite unde, zici? Păi mă, că n-ai pupat în viața ta așa ceva. E toate rotunde și negre, de la mama lor. Negre? Negre! Mamă, sunt... sunt alea bune. M-am săturat alea de pe făretar, că sunt... Uțulică! Asta e marfă garantată, te nici pădește, îmi spun. Câte vrei? Păi, Vosulică, eu le-aș lua pe toate, dar nu știu dacă duc. Câte bucățica? Nu dau la bucățică, verișoare. Că n-am timp să pierd timpul, îți spun, le-aș da la bucățică, dar nu pot să stau prea mult. Vrac? Am 10 loturi, toate confiscate de poliție de la traficanți și cu certificat la azi. Mamă, e... încă nu permis să-mi vorbesc, doamne. Câte vrei, cum facem? Și dacă iau mai multe? Păi ține-te-o pe toate, mă! Dar fac și discount, Barosan. Doamne ajută, ia-le! Ia-le! 10 ai zis, nu? 10! 10. Fii atent cum facem. Lasă-mă puțin, sun eu niște tovarăși, să mă combin cu ei, să fac eu niște chestii, că singur nu duc. Nu. Vorba aia. Nu sunt sex machine. Știi ce zic, nu? Aha. Nu știi ce zic. Rămâi pe aici prin zonă și te caut eu. Da, mă. Bă, dar nu pleci. Nu plec, mă. Păi ce nu ești gabor. Nu, mă, te-ai gabor. Hai, pleacă, dracu. Hai, vin, mă. Mamă, 10 bucăți. Bine, să fii, dar... amărât. De sex machine. Ăsta e la tartor, bă, de ea în grup. Să-l cânt. Sunt patru purpuriți. Oh, doamnă. Deci... te-ai lămurit, da, cum e cu vesela și cu tacâmurile, da? Doamne, eu prefer să le zicem copanii, că tacâmuri sună ca pe vremea lui Ceaușescu și așa e depășit, e, sună a sărăcie. Mie da. îmi place că sunteți vesela, așa că acasă, la vilă unde stau, eu am o droaie de ciufuți, e plin de ei, dacă vă doamne spun. Doamne Dumnezeule, iartă-mă, dar ești cel mai slab elev al meu. Vă mulțumesc, doamnă, nu mi-a mai zis nimeni că a slăbit. Bănesc că ați avut numai obezi aceia angajați, că mânca de mâncarea restauratului, că era gratis, nu era de la ei. Gata, uite. Trecem la felurile de mâncare. Este! Teoretic! Da? Asta înseamnă la ordinea servirii. Dar practic, când profa, că mi-e gioremațele de foame și eu când sunt înfometat, mă enervez, mă negru în fața ochilor, mă transform într-o fiară, mai vărnic, vine să urmă. Gata, te rog, calmează-te, s'il vous plaît. Bine, gata, uite, o să-ți aduc imediat. Da, dar niște porții mici, uite atâtica, așa e la noi. Mici! Mici, dar mici, să fie mici! Mici, dar să fie mulți! Să fie și să aduce și niște bere, că mici fără bere e ca țuica fără coacă, zic, ca nisipul fără muștar, cam chiar să aduce și muștar. Dar să fie de la doamnă, de franțuzesc, de Dijon, să fie specificul localului, să înveți cu de la de tecuci, că ne transformăm în mârlani. Adică...
tot gândit la activitatea ta din administrație. Hai, eu! Pă, bune? Eu nu mă gândeam la nimic. Da, eu nu mă, se vedea, nu? Da. Se vede? Se vede. Cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului. Comedie. Programul poate conține scene de violență fizică, psihică și de limbaj minim ca durată și intensitate sau scene de nuditate fără conotații sexuale. Băi, pupă, să eu zic să te gândești serios dacă îl mai ții pe nesimțitul și pe tupeistul și pe porcul ăsta de mârlanu consilier prezidențial. Bă, până la urmă, nu pot să-l dau afară din echipă. Așa cum e, e prietenul nostru, de ani bune, asta e ce să... asta e. Dar nu trebuie să-l dai tu afară. Fă-l pe el să renunțe. Dă-i să facă ceva greu, că poate se sperie. Tu nu știi că cel mai bun mod de a scăpa de un incompetent e să-l avansezi? Bună asta. Revenind. Mă, Emma, pentru el orice e greu. Da, bine, acum e călit, nu-l mai sperie nimic, ce să mai... Nu fii așa sigur. Eu, de exemplu, țin în cont că e mârlan și îngălat, l-aș trimite la un curs de bune maniere. Că dacă îl pune ea să-și înoade mâinile, nodul de la cravată, sau să meargă cu cărțile pe cap, el având alergie la cărți, își ia câmpii. Să știi că asta nu e ideea rea. Dar ce școală de bune maniere crezi că îl primește pe ăsta? Că într-o săptămână o transformă în școală de nebune maniere. Știu eu pe cineva. O doamnă stilată, de modă veche, care adoră provocările. Tocmai am primit o informare referitoare la traficul de icre negre din Delta. Cică s-ar plasa la noi în București. De-i reveni la subiect, Grațiela. Atunci ziceți cum punem mâna pe icre. Cu mânuș, caput. Că el își ade unde își ade când de spate. Eu nici nu mă ating de scârboșenile alea, că de mâncat nici atât. Evident că nu le mâncăm, că doar nu ne-am umflat burtihanele ca niște idioți cu găleți de bani. Că voi știți cât costă un kil de icre, mă? Negre, cât? Cel puțin 1000 de euro. Păi și unele vindem, bre, că la noi toți ăștia care suntem, ne apropiem de 100 de chile. Unde le ține, unde le depozit? Bre, nouă ne trebuie un spațiu mare. O icrerie. Câte vrei, cum facem? Și dacă iau mai multe? Păi ține-te-o pe toate, bă! Dar fac și discount, Barosan. Doamne ajută, ai ia-le! Fii atent cum facem. Lasă-mă puțin, sun eu niște tovarăși. Să mă combin cu ei, să fac eu niște chestii, că singur nu duc. Nu. Vorba aia. Nu sunt sex machine. Știi ce zic, nu? Aha. Nu știi ce zic. Rămâi pe aici prin zonă și te caut eu. Da, mă. Bă, dar nu pleci. Nu plec, mă. Păi ce nu ești Gabor? Nu. Mă, tăi Gabor, hai pleacă, drag. De hai, vino! Mamă, 10 bucăți! E, să fii, dar... amărât. De sex mașină, ăsta e la tartor, bă, de ea în grup. Să-l cânt.
Și am nevoie urgent de un cumpărător serios. Știi ce zic? Știu ce zici, dar mai știu și că asta e marfă de contrabandă. Știi ce zic? Mm-hmm. Sper că nu încerci să-mi întinzi vreo cursă. Igor, nu fi idiot că nu te prinde. Nimeni. Ce hai eu sunt. Păi, dacă voiam să te salt, erai închis de 10 ori. Dar n-am niciun interes, că tu ești băiatul meu de încredere și mai ales al președintelui. Să credeai că nu știu, să și gămică. O dau un diabet. Câte chile ai? 80 de-ați mâncat, pe bune. Bine, mă, 90. Mai pune. Mai mult de 100 nu spun nici de frică. Vorbesc de icre, Mateescu. Da, ce mai fac? Încă n-am știut exact când a venit marfa. Dar câteva zeci. Câteva zeci? Așa puternic, intri tare înseamnă. Bine, domnul comisar, atunci vorbim mai târziu. Vorbim? Ce frică ți-e de el? Probleme cu rachetul, bre? Te-a spariat? Zim că dacă eu acum dau un consemn la deveselul și-l facem țintă și... Iorete! Glumeam, bre, glumeam! Căci că fiindcă sunt euforic datorită la veștile bune pe care le posed, am aflat cine e principalul cumpărător de icre negre de pe piață. Unul de zice sex machine. Nu trebuie să dăm decât de trânsul și gata! Ni le-a bătate! Case closed! Sex machine. Sex machine. Asta e numele lui sau al firmei? Sincer să fiu, eu cred că asta e o poreclă. Că n-ai cum să te duci la Registrul Comerțului să zici că e firma Sex Machine. Păi nu sare muierile alea de la ghișeu toate pe tine? Sare și te găsește dracii. Eu nu înțeleg totuși de ce și-a zis el Sex Machine dacă se ocupă cu icre. Că nu văd legătura. Nu vezi pentru că ți-a scăzut acuitatea vizuală, Chiorete? Ce din lipsă de sex. Ești stătut. Și când ești stătut, îți stă și mintea. Și nici nu o să poți pricepe vreodată. Păi bă, ia spune-mi, ce înseamnă sex machine, Ilarie? Adică e mașină de... Adică gigoloi. Ce fac gigoloi? Freacă la icre, damene. Ha! Păi, dar de ce cumpără icre? Pentru că sunt afrodisiace și cumpără multe ca să-i țină mult. Să-mi trag una... Afrodisiace? Da. Adică asta e un fel de pastilă dintr-aia albastră, dă-o iei pe negru, ca să fie mai sobru și hai, să meargă cu tot ce ești îmbrăcat. Da, dă așa ceva, în fine, hai de repede, dă-l ca cu nepică. Mușcă, stai pe limbă, bre! Dar ce-s nepice, că suntem tineri, mai avem treabă. Nepică transportul, Ilarie. Ah, mamă, ce... Ah, mai speria, bre, am zis. Are patru picioare, așa. Avem șervet, Ferdi! Asta e... Dar păcat e, doamnă, că și curat e să nu... Avai, te rog, tacâmul care a căzut nu se mai folosește. Nu s-o... Haide să aruncă, așa e la oamenii bogați care se... Unde-i coșul de gunoi să mă duc să... Îți spun imediat dacă îmi promiți că înveți o poezioară. Iar poezii, halotul da. De la patra iar. La masă nu plescăim, nu sorbim, nu ne scopim. Și la urmă mulțumim. Asta e total. Mi-a plăcut. Faină poezioară, mi-a plăcut. Și la, deci am la sfârșit, deci am ajuns la final. Atunci mulțumesc. Asta e. He? Ia ziceți, ce notă îmi dați după prima lecție? Aha, păi să zicem, uitați, e bine asta, e bine chiar să uitați de prima lecție, că n-am fost chiar la standardele maxime pe care pot eu să le dau. Dar promit că de mâine o să aveți un alt mârlan, un tip nou de mârlan, adică un nou mârlan. De-abia aștept să-i povestesc președintelui câte lucruri noi am învățat acela noastră, că să vază că treningul meu
Dă roade că progresezi. Uite, drăguțule, vreau să spun ceva. Ca să progresezi, prima condiție pentru training este să nu mai fii îmbrăcat în pantaloni de training. O, să-i dau jos. Da, nu, 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 nu. Iar dacă domnul președinte vrea să vină să vadă live cum progresezi, a, să știi că mi-ar face o mare cinste. A, ce vă înșelați? Președinte nu face cinste niciodată. Chine, cum să vă zic eu, așa, o fire mai econom de un fire mai, cum să spune popular, e chitră doamnă. El obișnuit să fie el cinstit de către alții. Că de-aia zice toate conferințele de presă live. Voi fi un președinte cinstit și oamenii când se duce vizită pe la ei se simte obligați să-l cinstească. Hai. Da, o să vorbesc eu, doamnă. Stai niștită, da? Vorbesc eu cu administrația prezidențială, că îi știu pe băieția de acolo. Are un fond de protocol pe care trebuie să-l cheltuie și o să vorbesc să vă plătească consumația din fondul ăla de protocol, că el n-ar da banii nici pe scobitor, vă spun sincer. E, eu am plecat, sărăna mi-a făcut plăcere, v-am pupat, unde-i veceul că... Am obiceiul președintelui, eu când iau ceva dintr-o casă, lasă înapoi tot acolo. Oh, toaleta, mă duc să... Plin de bucătar și... Te pomenești că o fi în partea iată la bucătărie. Cam în altă, ghiuveta, da? Oh, vai! Ce har! Sunt fierbinte, fac orice. Închid și balcoane. Azi e tir, mă. Ce faci, Chiarete? Te-ai hotărât să ieși din hibernare? Exact. Îmi pun mintea la contribuții. Ah, da, dar trebuie să spui și creierul, nu numai mintea, măi, băiatule. Mintea și creierul e tot una, deșteaptă-o. Deșteaptă, evident, e o ironie. Pam, pam. La mascul nu e tot una. Că mintea e în pantalon și creierul e organul ăla care se plictisește în cap. Că dacă l-ai folosit cum trebuie, n-ai mai căuta parașute pe net. Și te-aș rezolva chiar eu. Te bag, nu! Ce ai mă de face așa? S-ar ca fata mare la măritat, nu era vorba de mine. Că eu nu sunt pasionată de agrosex. Agrosex? Adică sex cu țărănoi, mă! Ziceam că dacă ai încredere în mine, îți pot face eu rost de fete și de încredere și frumoase, nu de alea care dau pe goarnă că s-au călărit cu poliția română. Deci tu te-ai repezit ca fata mare, care de fapt și e, și nu l-a măritat, ci l-a băgat în tine. Că nu cad nicio parașută. Eu cad parașut. Băi, Chiorete, mă, dar tu nu te lua după oglindă, mă, băiatule, că nu ești chiar țărănoi și nici moș nu ești încă. Bă, eu te mai tachinez așa din când în când, că îmi place. Tu poți să ai orice femeie oricând. Nu e nevoie să treci în partea cealaltă, dacă mă înțelegi ce zic. Iar te repezi ca fata mare la... Dar ce zic eu mare, că ești dita mai. Că dita mai prostie ai și zis. Nu cad parașut pentru mine. Eu cad parașut, adică gigoloi, la care să-i dau icrele. Căci că icrele astea, pe care aici că le cumpără în dragi, e niște afrogigiace. Ce să mă? Vezi că ești tută, afrogigiace. Și că dacă iei de-astea, și că... Ca la negria din Africa, nenică, că da-i cu afro în față. Rupți, nu alta. Și cap pe unul, de zice sex machine. M-a ajuns să-l cătăm, să-l găsim. Că unde e doi, puterea de căutare crește. Păi nu te ajut eu când e vorba de icre. Haide! Reguli de conduită când luați masa în oraș la restaurant. Nu se scobie nas decât cu mâna stângă. Făceam de râs. Șervețelul se așează în partea dreaptă a, a farfurii. Boss! Da, boss! Sper că nu mai suna pentru vreo combinație, că nu mai mă bag. Gata, m-am schimbat, nu mai sunt cel de ieri.
Ia mai lasă-mă, mă, cu textele astea bobosite. Normal că pentru o combinație te-am sunat. Dar nu trebuie să te bagi. Vreau doar să-mi zici ce știi despre icre. Ah, da. Icrele e niște ouă mici de pește care se extrage din burta acestuia și se prepară în diferite moduri. Icrele se categorisesc după culoare. Se împart în negre, roșii, incerte și verzi, care sunt prea vechi. Da, caviarul e cel mai scump. Pe vremea Imperiului Roman și a dacilor, o cantitate mică de icre negre costa în jur la 100 de oi. Dacă le mâncai în Egipt, te costa vreo 112 cămile. Bă, ești nebun? Zi, ești nebun? Ce tot faci? A, bine, mersi, citeam dintr-o carte de la Coana Chirița, dar mi-a dat... Auzi, dacă vrei să vezi mai multe despre icre, te aștept la restaurant, la Miriștea, da? Hai, hai! Da, dă, bă, băiatule, bă, dă, bă, pase, bă, că nu ți-au luat măta minge este jos numai tu! Fițar! Cuminte! Acum te-a găsit, țară! Stai mereu! Cuminte! Cuminte! Ai ieșit de la rut? Gata? Ți-a trecut năbădăile? Că-mi parcă ce că nu te interesează să faci agrosex. Scuză-mă, Chiorete, dar de când îl caut pe sex mașina asta pe net, am văzut tot felul de gigoloi și mi-au luat o hormonei razna, uite, nu mai pot. Și m-am gândit să... Să ce? Să ne rezolvăm amândoi abstinența. Termină dracu, fă... Just sex, adică friend with benefits. Dragă, vezi că hormonii să amorți inima, că... Că vorbești o limbă ciudată, tu nu mai ai control. Asta? Stai, dragă! Mă, grațielo, mă! Mă, tu ești în pericol de moarte. Da? Tu când te mai ieșiți, în tot timpul lângă tine trebuie să ai o seringă dintr-aia cu adrenalină. Și bagi adrenalina în tine ca să nu faci sex anafilactic. Altfel, în condiții normale, oamenii normali se umflă și pocnesc. Dar nu e cazul la tine, că tu ești gata umflată. Nu-ți dă semn și te-ai și pocnit. Adică pocnesc poc? Pocnește, găsește dracii. Gata. Dar potolește-te. Mai te uita cu ochii aia. Acum sun la Hinger să vie cu antirabicul. Oh, dar ai tu o stăringă mai bună. Bine. Bă, potolește-te că vine ea și s-ar pălucră tâmpit-o. Gata. Gata, nu mai cau niciun sex mașin de ăsta, că ieri mă iau hormone, uite așa și cine știe ce să mai fac. Culcați! La coteț! Nu, la coteț! În baie! Yes! 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 L-am găsit pe sex mașin! L-am găsit pe sex mașin! Da, ia să-l văd și eu, arată-mi și mie! Uite-ți, lasă! Mai te uita tu că ești periculoasă, când ți-e vin idei, mai te atâta tu! Bine, mă... Stai fătălită, mai! Alo? Domnul Sex Machine? Vă contactez în legătură cu niște icre. Nu, nu, nu vreau să fiu însămânțat. Vreau să vi le vând pe ale mele. Da, am terminat liceu, un alt, frumos, modest, parchet pe jos, două balcoane, condiții, nu așa? Da, da, da. Să-mi dați adresa, vă rog. 24. Mulțumesc! Gata, dragă, am rezolvat. M-a pus în legătură direct cu centrul de colectare. Există așa ceva și la noi? Doamne, cât de proastă ești! Da. Bineînțeles, dacă există centrul de colectare pentru lapte, pentru fructe de pădure, pentru ciuperci, de ce n-ar exista și pentru icre? Aș vrea și eu să colectez niște icre. Dacă te bagă, mă atac cu ideile tale cu tot. Chiorețel, vin înapoi. Țunțuneal! Bună seara, vă pot ajuta cu ceva? Bună seara, cu niște informații. Aș dori să predau niște icre. Icre? La dumneavoastră. Sunteți primul care le spune așa. Majoritatea le spun produs sau marfă. Dacă trebuie, le zic și eu la fel.
Puteți spune cum se procedează? Foarte simplu. Eu vă dau acest recipient, dumneavoastră intrați în camera de predare, puneți icrele în el și mi-l aduceți. Vreți acum? Nu chiar acum. Aștept. Aștept să vină Marfa. Vedeți că în cameră există o bibliografie ajutătoare, ca să puteți să faceți operațiunea. Știți dumneavoastră despre ce vorbesc? Nu. Nu? Lăsați că înțelegeți. Mergeți înainte pe dreapta. Păi, n-aveți o găleată în care să vă aduc marfă? E de monstru, să vedem dacă icrele sunt... Înțelegeți dumneavoastră. Perversilor! Să vă fie rușine! Ia, prezentați documentele la control. Să văd eu ce fel de salon erotic când sunteți, legal sau ilegal. Dar ce s-a întâmplat? Că ce s-a întâmplat? Că ce am văzut m-a uripilat, e plin de fete de-alea, rușine. Îmi pare rău, dar nu suntem salon erotic. Aici e o clinică de înseminare artificială, unde domnii predau icrele, cum spuneți dumneavoastră. Predau icre? Domnii? Domnii. Adică... toți domnii în camera aia și-o a atins clanța. Spirit, gaz. Ce-o-ți avea? Dezinfectant, dă-mi să-mi bag mâna într-o găleată, în ceva, că nebunesc.